Noi vrem să înțelegem de ce actualul ministru își asumă un eșec care nu e neapărat eșecul dumnealui. Noi vrem să înțelegem de ce uh, acestui copil i s-a întâmplat un lucru în jurul căruia avem atât de multe întrebări și noi nu știm unde să căutăm răspunsul. Noi vrem să-i adresăm mai multe întrebări lui Alexei Buzu și îi mulțumim că vineri seara a acceptat să ne vorbească live. Hai, Hai Andrei. Să ne asigurăm că ne auzim. Ne vedem bună seara! Bună Domnule Buzu, de ce vă asumați eșecul pentru această uh, dramă? Eu sunt ministru în competența căreia se află protecția copilului din Republica Moldova și, pentru că am avut acest caz dramatic, trebuie să-ți să asumi. Mi se pare uh, firesc acest, uh, această reacție și acest lucru. Uh, cum am zis, este un, un eșec, inclusiv al meu ca și ministru, a ministerului. Noi urmărim acest caz. Eu nu o să vreau și nu o să pot să oferi foarte multe detalii, dar investigația pe care noi o facem este anume din perspectiva de a înțelege unde, unde am, am greșit noi și cred că în esență, vrem să înțelegem trei aspecte. În primul rând, de ce atât de târziu am putut să constatăm acest fapt. Uh, doi, uh, de ce uh, uh, acest, această familie, acest copil nu se afla în vizorul autorităților uh, dacă mama era plecată uh, peste, peste hotare. Și uh, foarte important este să înțelegem. Cum noi am acționat, ca și sistem de protecție a copilului, din momentul în care am aflat că există o bănuială rezonabilă? Cum au fost protejate drepturile acestui copil? Care au fost măsurile de, de protecție? Dacă sistemul s-a îngrijit să. Evite revictimizarea, așa mai departe. Da, deci la, noi... etap, la etapa asta ați reușit deja să aflați asta? Pentru că au trecut câteva săptămâni. Ați reușit să aflați dacă sistemul a venit cu un suport emoțional uh, suficient și necesar pentru această copilă? Nu avem anumite concluzii preliminare. Ceea ce pot să vă spun este că uh, cumva, în, ultim, în ultimii ani, noi am devenit mai un pic mai buni în a acționa atunci când înțelegem că există un copil în situație de risc. Și de îndată ce a apărut această bănuială rezonabilă și actorii de bază au înțeles că există o problemă, vedem mobilizare. Dar există în continuare anumite întrebări legate de calitatea, viteza, modul în care s-a asigurat interesul suprem al copilului, drepturile acestui copil. Dar eu vreau încă o dată să subliniez acest lucru. Vina și eșecul este al tuturor, pentru că am văzut reacții, deci colegii noștri din prima linie, fiind copleșiți de pandemie, de criza energetică, inflaționistă și mai departe, și în baza Cadrul legal tot timpul încearcă să prioritizeze copiii care se află în situații de risc Și de asta a fost și răspunsul colegii noastre Eu nu vreau să o îndreptățesc eu vreau doar să... deci, Când ai resurse puține, trebuie să prioritizezi Am înțeles. Cadrul legal da. Avem 11 indicatori în baza căreia noi putem să înțelegem dacă un copil este într-o situație de risc și, în esență, ce au vrut să spun colegii din prima linie este că acel copil, acea familie, nu, nu se încadra în cele 11 caracteristici, deși, încă o dată spun, dacă un părinte este plecat psihotar, deja în, în, în sistemul nostru trebuie să existe un anumit nivel de alertă. Acest hmm. caz a fost anunțat la poliție mai bine de o lună. Vreau să vă întreb, până la urmă, în timpul acestei luni, ați reușit să înțelegeți de ce acest copil nu a anunțat pe nimeni despre ceea ce îi se întâmplă? Nu cunosc acest fapt, eu pot doar să, să presupun. Și, cumva, iarăși, în această tragedie, probabil, există mai multe mai multe surse. Faptul că copilul nu a avut încrederea, nu, 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 nu s-a simțit că poate să se comunice cu cineva, să distenuiască fie că colegilor de clasă, profesorilor, asistentului social și așa mai departe. Deci Noi, noi vom, vom analiza mult mai profund acest lucru. Cu siguranță, eu am toată determinarea că în un lucru pozitiv din acest caz absolut tragic este că, cum am zis, noi ne vom așeza cu picioarele pe pământ și vom deveni mult mai responsabili și ne vom asuma mult mai mult pentru a susține colegii noștri din, din prima linie. Dar noi, că... noi acum în Moldova deja. Da, încheiați gândul că. Da, da, da. Spuneți. Noi acum în Moldova deja avem o linie uh, de urgență, linie verde sau cum se iau, în caz de abuz, de violență, la care ar putea suna un copil. Noi avem această linie și ea funcționează. Da, da este la... ministerul nostru. Înseamnă că e cumva nu -i populară? Sau eu presupun că un copil la 11 ani știe cum să dea un telefon. Știe cum să sune. Poate, poate, și aici merită de apăsat un pic pedala ca să ajungă la copiii, la societate, că noi vorbim de, mi a spus, noi toți purtăm o oarecare vină și responsabilitate pentru asta. Eu vreau să știu ca cetățean, dacă eu văd o, o copilă care, cum a spus și textul știrii, pare cu comportament suspect și poartă haine groase și vreau să mă interesez, dacă cum se simte, dacă mă evită, dacă poate eu aș vrea să știu cum să ajut. Și atunci eu trebuie să am la îndemână aceste resurse telefonice, adresă, cât mai populare, să fie cât mai accesibile. De acord. Um, știți, în engleză se spune despre creșterea că it takes a village. Uh -huh. um, și, în esență, uh, într-un caz de violență și abuz, uh, agresorul are nevoie de un singur lucru: ca tu în altă parte, să nu iar persoana care este lezată dreptul, este supus violență, are nevoie de înțelegere, grijă, suport, servicii și așa uh -huh. mai departe. Și nu există o soluție magică pentru a preveni asemenea cazuri. De asta, în domeniul de protecția copilului, avem această abordare multidisciplinară. Sistemul de educație, sistemul de sănătate, polițistul, asistent social. Chiar dacă, încă o dată, noi suntem cei cu mandatul, noi credem că prima linie sau cel puțin responsabilitatea finală este pe domeniul nostru. Chiar dacă, spre exemplu, în educație. Copiii, în mare parte a timpului, se află la școală și au contact cu profesorii, și așa mai departe. Um, și asta înseamnă că noi trebuie să fortificăm uh, multilateral. Deci, acea linie telefonică să fie mult mai publică, să fie comunicată, trebuie să dezvoltăm competențe în rândul copiilor, să întărnicim um, um, acele um, obiecte să nu mai devină. Uh, opționale, dar să fie predate pe bune, în sensul în care uh, să dezvoltăm cunoștințe, comportamente, să îi puternicim, să încurajăm copiii să vorbească atunci când îi se pare ceva suspicios, să cunoască cui să se adreseze, să împuternicim profesorii, diriginții, uh, să avem mult mai mulți specialiști uh, în protecția uh, drepturilor copiilor. Vreau să spun că uh, noi, în, la nivel de primă linie, avem 40-50 de specialiști în, în domeniul protecției copilului la nivel local. Noi am estimat cel puțin un nivel critic de prezență a specialiștilor de cel puțin 300, deci de 6 ori mai, de șase ori mai mult. Noi abia acum construim acest sistem. Spre exemplu, la nivel de raion nu avem, în, până de mult nu aveam psihologi și prin reformele pe care le facem, spre exemplu, Duplăm numărul de specialiști la nivel de agenții, la nivel de raion, angajăm psihologi, avem raioane în care nu există servicii de urgență, de bază, de plasament, în cazul în care copiii, spre exemplu, trei frați, se află într-o familie în care există abuz, neglijență, violență și specialiștii nu pot să-i... au dificultăți să-i... Deci să fac un plasament de urgență, să ia din acea, din acea familie. Spuneam, dacă noi o să avem acest gând și fantezie că asistent social, profesorii, polițiști, pe lângă multe alte chestii, o să trebuiască să facă și lucruri de prevenție. Pentru că asta e, de aici am, eșuat. Prevenția. Da? Dar cui atunci delegăm acest rol? Nu, nu vrem ministrul să meargă în fiecare localitate și să... No, da. Asta înseamnă că noi trebuie să facem aceste investiții. Deci trebuie să avem uh, servicii uh, de bază, de specialitate în domeniul dat, trebuie să avem specialiști în domeniul protecției copil, Deci ideal ar fi că în fiecare comunitate să avem asistentul social care oferă suport persoanelor vulnerabile, uh, ajută persoanele din comunitate cu sistemul de compensații, cu ajutorul social avem lucrător social care ajută persoane cu dizabilități și avem un specialist în domeniul protecției copilului care gestionează situațiile în care copilul se află în situații de risc, în dificultate, care face o muncă de prevenție, care discută permanent cu profesorul, cu diriginții, cu polițistul, care urmărește un caz în care un copil este supus violenței și încearcă să-l ducă până la la capăt. Și pentru că nu Domnule avem Buju, acest... Domnule da. dumneavoastră ați spus că în momentul ăsta noi avem de șase ori mai puțini oameni în prima linie. Și ați de zece da. chiar. Uh, 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 da, de zece. Uh, nu, că trebuie să fie vreo 300. și Minim, minim 300. Minim, da. 300. Deci. Și ați de spus că sunteți... De șase ori mai, mai puțini decât minimum necesar. Sunteți într-o perioadă în care se întâmplă niște reforme. Pe când credeți că veți putea spune că avem cel puțin minimum asigurat. Cantitatea la, la, la ce perioadă de, de segment de timp noi trebuie să ne așteptăm ca să auzim acest lucru de la dumneavoastră? Noi în acest an am, am mărit numărul de specialiști în domeniul protecției sociale la nivel de agenții și structuri de asistență socială din fiecare raion. Noi ne propunem ca în acest an să angajăm cel, deci, un, un număr de 100 de specialiști în domeniul protecției copilului, iar în anul 2025 să ajungem la acel număr de 300. Deci, acești 300 de specialiști să încercăm să-i angajăm în următorii 2 ani. Mai mult ca atât, să ne asigurăm că aceștia au o pregătire adecvată. Noi am crescut salariile pentru acești specialiști ca să ca această funcție, această poziție să devină mai atractivă, deși chiar cu această creștere, ea, comparativ cu alte poziții, nu este oricum o plată mult mai mică. Urmează în acest an să operaționalizăm un sistem de informațional bazat pe managementul de caz, în sensul în care toți copiii care sunt în dificultate vom putea să vedem parcursul lor. Deci modul în care unul le este analizat situația, nevoile specifice și modul în care sistemul le oferă intervenții, suport în, în, abordarea celor nevoi. Fie vorbim de nevoi imediate, nevoi pe termen mediu și așa mai departe. Deci noi vom construi acest sistem de protecție a copilului pentru că el până acum nu, nu, nu a existat. Acum vă referiți da. la programul Restart despre care da, tot mai să comunicați, da? E un exact. program de reformă în domeniul protecției sociale. În domeniul asistenței sociale, exact. Asistenței sociale, prin care, din câte înțeleg în momentul ăsta, foarte mulți asistenți sociale au fost concediați în unele locuri. Ei foarte tare se revoltă și așteaptă să fie angajați în alte entități juridice. Noi am. Eu cred că majoritatea celor care muncesc în domeniul asistenței sociale se regăsesc în sistem. Avem în câteva localități, raioane, asistenți sociali, lucrători sociali care nu au fost transferați pentru că noi, când am făcut acest transfer, am făcut o analiză, modul în care s au administrat ajutoarele pentru persoanele vulnerabile, modul în care s-a administrat Procesul de compensație, și așa mai departe. Deci, noi vorbim de faptul că 96% din cei care lucrează în sistem au fost transferați, 4% sau aproape 5% nu au fost transferați, jumate din aceste 5% nu au dorit să se regăsească în nou sistem, și 2.5% nu au fost acceptați de către noi. Deci, vorbim de. 2.5% din, din, din tot sistemul. Vă rog frumos să ne spuneți concret cu această fetiță care a devenit mamă la 11 ani, ce mecanism de reacție are sistemul pentru o asemenea situație când un copil care nu are resurse de venit, nu are părinți capabili să întrețină, din câte înțelegem, mama era plecată la muncă, uh, a născut alt copil care trebuie îngrijit, crescut și trebuie asigurat un cadru psihologic în care ambele ființe umane să se dezvolte astfel încât să nu rămână cu sechele pe toată viața. Plus, copilul trebuie să meargă la școală, să învețe. Cum această situație va fi tratată acum? Pentru. Să vorbim un caz ipotetic. Da? Deci, aș vrea să mă feresc de. Un caz în speță pentru a. pentru că suntem în, în proces de investigații penale, investigații de, de serviciu și mai departe. Deci, pentru asemenea cazuri, se face o analiză a nevoilor. Colegii din prima linie, asistentul social, specialistul în domeniul protecției copilului, demarează un efort pentru a vedea dacă e posibil reîntregirea familiei sau cineva din din membrii familiei poate să asigure această protecție, îngrijire mai departe. Până copiii nu ating vârsta de 18 ani, este identificată persoana care răspunde de, de îngrijirea lor, se asigură tutelă, curatelă, deci o formă de protecție de, de, bază. Mai departe, se evaluează starea nevoile materiale ale, ale familiei, nevoi de servicii de specialitate înaltă, recuperare, servicii de consiliere psihologică, servicii juridice gratuite. Să ne asigurăm că copiii în Republica Moldova, atunci când sunt victimele ale unor infracțiuni, au un acces la un proces penal care este pretenos copiilor, care evită revictimizarea mm -hmm care este administrat de specialiști care înțeleg și au o pregătire uh, adecvată, care pot să asigure o interveivare, înțelegând uh, care este psihologia, nivelul de dezvoltare, trauma uh, la care este supus un copil uh, în, în asemenea caz și uh, ce se întâmplă dacă în cazul în cadrul familiei nu se poate regăsi acest copil, atunci el este instituționalizat împreună. Este dată, cu... Deci, este, sunt servicii, avem în sistem asistenți parentali profesioniști. Uh -huh. Deci, dacă, este un, dacă există un risc iminent cu privire la bunăstarea, securitatea copilului, acest copii sau acești copii sunt plasați în servicii de urgență pe uh, câteva zile, după care în sistem avem asistenți parentali profesioniști uh, care, uh, în care în grija cărora sunt plasați acești, acești copii. Deci uh, noi încercăm să evităm instituționalizarea copiilor, să oferim servicii de suport, de protecție a copilului în cadrul, în cadrul Case. familiei. Trebuie să ne asigurăm în continuare că acești copii beneficiază de un trai decent, au acces la educație, foarte important, dacă vorbim de împuternicirea copiilor, au acces la servicii de îngrijire a sănătății și cu siguranță vom urmări în modul în care aceste lucruri sunt, sunt asigurate, inclusiv prin a... Deci pentru noi acest caz tragic este un stres test pentru sistemul foarte slab pe care îl aveam la, la moment. Noi vorbeam mai devreme despre măsurile de prevenție și cum n-ar exista o soluție magică la asta. E adevărat, noi cel mai des ne ocupăm de consecință după asemenea cazuri, dar sunt eu cred că o serie de instrumente și dacă de transpirat în jurul creierului noi putem la nivel de societate să găsim o serie de soluții. Moldova, până la urmă, e o țară în care noi nu știu cum reușim să administrăm foarte multe informații unii despre alții, să fim prietenoși și ne salutăm pe drum în sate, dar la acest capitol ne întrebăm de ce s-a tăcut 8-9 luni și n-a aflat nimeni într-o localitate. O măsură pe care noi am remarcat-o pur întâmplător și nici nu știam că e bine să ceri așa ceva, dar era în clasa 1 în școală canadiană de stat unde copilul de șapte ani se întoarce acasă și spune că azi nouă ni s-a spus că sunt zone intime pe care nimeni nu are voie să le atingă și noi trebuie să batem alarma în cazul dat. Asta e un prim pas. Noi vorbim acum nu doar de aspectul educației sexuale, dar probabil de o, o, o permanent, un permanent clopoțel din partea statului, din partea instituțiilor statului, pentru părinți, dar mai ales pentru copii, ca ei să înțeleagă că nu e normal să în caz de violență, în caz de abuz. Noi aseară am răsfăit și căutam cazuri relevante, am găsit cazuri din Statele Unite, din UK, în care foarte des victimele copii, adolescente, adolescenți, victimele ale violului, a pedofililor, erau, treceau prin asta foarte repede, nici nu înțelegeau ce se întâmplă ca după asta peste ani de zile unii să recunoască sau să-și amintească de asta, pentru că memoria lor putea să șteargă din ei. Din cauza stresului, da. șocului. Deci întrebarea noastră ar fi, există printre planurile dumneavoastră și o colaborare cu Ministerul Educației pentru ca în curicula școlară, odată și odată să avem această educație sexuală obligatorie? Noi avem o regulă în cadrul Guvernului, că fiecare ministru se pronunță pe domeniul de competență pe care le administrează. Însă eu am discutat cu colegul meu, Dan Perciun, dumnealui tot a demarat o analiză, o anchetă să înțeleagă unde au fost breșele pe domeniul educației. Noi, în Republica Moldova, avem mai multe obiecte, inclusiv obiectul educației pentru sănătate, educație pentru drepturile omului, pentru că. Eu cred că accentul trebuie pus, cum am zis, pe împuternicirea copiilor. Ei trebuie da. să cunoască care sunt drepturile, cum pot să le apere și ce să, ce să întreprindă atunci când drepturile lor sunt încălcate. și cu siguranță atât timp cât aceste obiecte vor fi suplimentare, nu, nu o să investim adecvat, vom avea copii care, care nu, 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 cunosc sau vom avea copii care sunt vulnerabili la, la, asemenea situații. Și eu, eu, sunt sigur că și părinții tot mai mult sunt conștienți pentru că, comparativ când eu am fost în școală, avem un nou mediu online în care se circulă riscuri foarte, foarte grave legate de pornografie, legate de, de, alte, alte aspecte, deci manipularea copiilor. Cu siguranță ați văzut și știri în care droguri se vând pe, pe, pe și mai departe. Și un pilon de răspuns a nostru este că trebuie să avem încredere în copii și trebuie să îi împuternicim, trebuie să le dăm acest instrumentariu, trebuie să îi încurajăm să gândească critic și având un sistem mai robust, Investind în colegii noștri din prima linie, dându-le instrumentariul necesar, eu sunt sigur că în timp vom putea să reducem acest, acest risc. Deci trebuie să ne așteptăm la anumite schimbări în curiculă, domnule Buzu, sau este deocamdată la nivel teoretic? Eu am să las cu părerea mea ca și ministrul al Muncii și Protecției Sociale, eu cred că da dar cred că decizia este la Ministerul Educației și Cercetării și am înțeles că atunci când se va revizui curicula, colegii noștri vor ține cont de acest lucru, dar încă o dată, când m-am referit la abordarea noastră lașă, m-am referit la faptul că noi trebuie să înțelegem că atunci când aprobi o lege, nu se schimbă situația fără a munci, fără a investi, fără a aloca resurse, suplimentare, fără a avea un sistem foarte clar de monitorizare și, și evaluare. Și atunci și pe acest subiect trebuie să, să investim mai mult. Noi am avut situația în care am zis că școlile sunt accesibile, inclusive pentru copii cu nevoi speciale, fără a avea investiții adecvate și am avut situații în care profesorii au rămas pe cont propriu cu copiii care aveau nevoi specifice și ei nu au avut instrumentariul, resursele necesare ca să integreze adecvat în, 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 procesul de educație și am avut copii care, părinți care erau frustrați, am avut copii care au venit la școală și s-au simțit marginalizați de ceilalți semenea lor și așa mai departe. Deci faptul că noi luăm o decizie într-un minister, în parlament, fără a veni cu resurse și o muncă asiduă, asta este o abordare lașă din partea mea și asta, după mine, este cauza principală a acestui, acestei tragedii. Domnule Buzu, mulțumim mult. Ați avut martori la discuția de astăzi, o să mai fie la acest segment pe care o să-l decupăm. Noi foarte mult ne dorim ca cetățenii noștri să dezvolte un alt instrument important care se numește accountability. Și noi foarte atent vom continua să urmărim noutățile pe care ni le veți servi în perioada apropiată, în speranța că vă simțiți responsabil să ne livrați lucrurile pe care ne le comunicați. Eu o să adaug ceva, poate asta e de ordine politic, dar mie mi se pare, job multe joburi în minister sau în guvern sunt importante, dar când vorbim de Republica Moldova acum sau Republica Moldova în ultimii 20 de ani, cu un șir de politicieni filantropi care ajutau familii care le ars casa, care ajută familii care nu au o pensie suficient de mare, care ajută copiii în preajma sărbătorilor și pe asta câștigă bonusuri politice, mi se pare că responsabilitatea care cade pe umerii Ministerului Protecției Sociale și, și a Muncii e una deosebită. Da, educația e foarte importantă, acolo investiția durează în timp până stai sub umbra copacului pe care îl plantezi. Da, eu nu știu, poate dacă îmi drăznesc, să, dacă îmi permit să adresez și această întrebare. Pe, pe dumneavoastră vă motivează asta inclusiv în ceea ce faceți? Aveți această parte de motivație să nu-l mai văd pe tânărul antreprenor de pe mal de Mare Roșie? ajutând oameni nepăstuiți în Moldova, dar să facă așa ca statul Republica Moldova să-i asigure pe toți cei nevoiași cu toate cele necesare. Datele pe 2022 arătau că în Moldova rurală 40% din copii erau în sărăcie. Eu când vin la muncă văd această cifră pe ușa ministerului. Eu strâng pumnii și strâng dinții și asta mă motivează și în cadrul guvernului noi avem o, așa, o regulă nescrisă care spune că trebuie să duci lucruri până la capăt. Și toate reformele pe care noi le înțeam, problemele pe care le abordăm, ele sunt complicate. Drumul va fi unul lung și dificil, dar de asta am venit, de asta suntem, avem privilegiul de a fi ministri să ducem lucruri până la capăt și să, să luăm probleme complicate orice copil pe care putem să-l ajutăm este, este, un succes pentru noi. Și invers. Mulțumim foarte mult pentru interviu. O seară bună și putere în ducerea lucrurilor complicate până la capăt. Noi nu vrem să fim în locul dumneavoastră. Vă mulțumesc, mult oricum ați menționat că v-a motivat să fiți parte a echipei. Noi suntem inclusivi, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și vă mulțumesc mult pentru această oportunitate de a discuta uh, despre protecția copilului din Republica Moldova. Vă mulțumim, prieteni. Alexei Buzu, ministrul muncii și protecției sociale, a fost cu noi la Internetul Grește. O seară frumoasă. Seară. La revedere. Vă rugăm să ne credeți, emisiunea Internetul greșește fiind live vineri seara. Nu e un lucru atât de simplu să convingem un demnitar să găsească timp anume pentru live, de cele mai deseori suntem uh, refuzați, deși noi ne-am dorit în fiecare emisiune să ne adâncim în problemele pe care le discutăm și le grește internetul. Noi ne-am dorit ca acest refuz să includă, hei, nu pot să mă conectez cu voi, veniți voi la mine. Sau, hei, nu mă pot conecta live, dar hai să preenregistrăm interviul. <laughs> în orice caz, noi avem flexibilitate și ne-am dorit deschidere din partea la toți oamenii care se ocupă de probleme complicate în țara asta, inclusiv pentru că vrem ca să se întâmple acest dialog, pentru că de tare de să avem sentimentul că e un monolog și monologul din ambele părți. Ori demnitarul comunică către public, dar nu interacționează, ori publicul se supără pe demnitar și nu au cum să interacționeze. Dar eu sincer vă spun, am o, am o, o parte din mine care se bucură că există un asemenea om ca Alexei Buzu sau asemenea sclipiri dintr-un om care lucrează în guvern și asta poate e doar viziunea mea personală puteți să o considerați partizanat sau și cum se mai poate denumit, dar erau vremuri recente în Republica Moldova când eu pur și simplu rămâneam cu ochii pătrați sau capul, cum se mai cheamă, când zic, cum tu lucrând în domeniul X, Y, când guvern, știind că e, întunericul întunericul, e bezna beznei de probleme, și tu vii și îmi spui cât frumos. De asta noi nu ne dorim acest job în cazul dat, da? Pentru că asta e super complicat. Și în momentul în care tu înțelegi că tu ca manager de un minister, tu te duci acolo să rezolvi cât mai multe probleme posibil, recunoscând în același timp cât e de adâncă bezna, asta mă face pe mine să am încredere în tine.